când vine vorba despre călătorii, timp să ai, domnule, timp să ai, că în rest nimic nu ne lipsește când vine vorba de țara noastră. De exemplu, dedicul și-a luat copiii și a ajuns într-un loc minunat în Costești, județul Vâlcea, și vedem și noi chiar acum de ce peisaje fantastice s-a bucurat familia lui. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Zona în care ne aflăm noi mai este denumită Tirolul din România, adică este atât de frumoasă încât ai parcă impresia că te afli în Austria. Și chiar așa e, nu? Este absolut fantastic, este... eu nu știu atâtea date pe cât știe Robert. Gay, da. Însă nici nu trebuie să știu, pentru că comparând așa puțin cu ce am văzut prin țară, chiar mi se pare o zonă absolut fantastică. O vizită la stână, vizită la una dintre renumitele mănăstiri din zonă sau un atelier de ceramică în Horezu. Noi am început cu o vizită la stână, care pentru mine s-a dovedit a fi o super aventură, după cum urmează să vedeți. Ozilia, proprietara, te duce la o stână și nu puteam să ajungem acolo decât cu mașina ei, pentru că este una foarte mare. În la noastră nu aveam loc sau nu puteam să urcăm, așa că eu am rămas să trăiesc o experiență unică în spatele mașinii, în portbagaj, pentru că nu mai aveam loc în spatele. Absolut senzațional și vreau să vă bucurați și voi neapărat de locul acesta și de aceste priveliști. Stâna s-a închis, noi am crezut că încă îi vom mai prinde weekendul acesta, pentru că este încă vreme frumoasă, dar nu i-am mai prins. Însă, iată ce bucurie să fim aici pe vârf de munte, cu priveliștea aceasta superbă în spate. Este incredibil cum te lovește aerul curat. Incredibil. Noi tocmai am terminat de vizitat mănăstirea Arnota, care din punctul unora de vedere este ceva spectaculos, din punctul altora de vedere este ceva mai puțin spectaculos. Mănăstirea are ceva aparte din punctul meu de vedere, dar acum o să mergem la Muzeul Trovanților, paranteză, al pietrelor care cresc, parcă așa scrie pe foaie, nu? Așa, al pietrelor care cresc. Hai că locul ăsta chiar e frumos. Nu? E de-al nostru, că e cu natură, cu energie, cu chestii. Și ce credeți, dragilor? Suntem și singurii vizitatori? Efectiv, chiar ai impresia că ești într-un film cu troli și eu chiar mă aștept ca acești bolovani, trovanți, să se rostogolească și să înceapă să vorbească cu noi, pentru că tare drăguți mai sunt. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Vai de mine, numai dacă ar auzi băieții mei de troli sau de plimbare. Ah, Dedicul, Ana, Ingrid și Ilan sunt alături de noi să ne povestească pendelete cum a fost, domne. Bună, bine ați venit! Bună, bine v-am regăsit și găsit în formula asta. Da. Mă bucur tare mult să vă văd, mai ales că vă știu pe fiecare parte, vă urmăresc și vă admir. Cu Bogdan am fost coleg de facultate. Am venit împreună de la cursuri. Măi, dacă ar fi să o spunem pe aia dreaptă, eu în 3 ani am fost de vreo 4 ori la facultate și mi-am dat seama că nu m-a ajutat la nimic, dar iată, suntem bine cu toții. Puteai să mergi de 2 ori. Da. Deci încă un lucru în comun. Da, vă mulțumim tare mult că ne-ați invitat. Mă bucur să venim cu formula asta și să vă povestim despre
despre călătoriile noastre prin țară, mai ales că, așa cum ai spus și tu, chiar avem o țară super frumoasă, da. Sunt foarte multe locuri mai puțin populare, dar extrem de frumoase, pe care lumea nu le promovează și ne-am gândit noi să pornim în aventurile familiei Cool și să venim să vă spunem și voi care treaba. Cum este muzeul trovanților? Se ajunge greu acolo? Cum este? Măi, e foarte simplu de ajuns acolo, mai ales că e la drumul principal. E o chestie foarte interesantă pentru că senzația mea inițială a fost efectiv că văd niște troli și mă așteptam ca bolovanii aia să se transforme în niște personaje. Evident, m-am întors direct în copilărie, iar pentru ei a fost foarte, foarte frumos tot ce s-a întâmplat acolo, pentru că e în aer liber și de altfel este singurul muzeu din Europa care s-a transformat într-un parc în aer liber pentru oameni. Liniștit intri acolo, am sunat la conducere. Deschideți poarta, intrați liniștiți acolo, da, și faceți-vă de cap, e foarte frumos. Partea mai puțin pozitivă este că trec oamenii pe acolo și e foarte multă mizerie. Dar în rest, el extraordinar de frumos. Dar voi v-ați fi gândit așa, băi, hai să plecăm la Costești. Uite, fix nu, dar din fericire pentru noi există oameni ca Daddy Cool care ne dau idei de genul ăsta. Exact. Mai sunt și alte atracții în Costești. Da, fii atentă. Deci zona respectivă se mai numește Tirolul din România. De ce? Pentru că peisajele sunt asemănătoare Austriei, chiar sunt o grămadă de locuri foarte frumoase și mai găsim acolo o mănăstire care se numește Mănăstirea Arnota, pe care o redenumim Meteora României, pentru că într-adevăr este situată pe un deal cocoțată exact ca la Meteora și într-adevăr peisajul este foarte frumos, drumul care duce pe acolo e pe lângă o carieră de calcar, foarte tare. Acum să spun și ceva, nu? Da. Vreau să ne spui și partea ta. Partea mea este că, în primul rând, eu nu rețin nume, nu dețin informații de genul acesta și eu pot să vin cu partea de ce energie frumoasă este în locul acela și ce mult mi-a plăcut mie la stână, de unde mi-am luat niște crengi dintr-un copac dărmat de fulger și am făcut un aranjament acasă și mi-am luat și o piatră imensă pe care Dedea trebuie să o care. Nu, stai puțin, întrebarea mea e pe tine nu te solicită prea mult copii ăștia, mai ai timp și de făcut crengi și pietre și astea? Adică n-ai suficient de treabă? Asta mă relaxează, de fapt, știi? Adică asta e partea care mă relaxează. Copiii, da, mă solicită, dar cum vorbeam și mai devreme, căutăm variante de a ne desolicita și de a ne da de pe umeri nu știu, poveri care pot fi eliminate. Povesteam că da, ne-am luat un pic mai mult decât era cazul la un moment dat, dar am conștientizat, am început să fac niște terapie, am mers la niște terapii cu pietre, terapii cu tot felul ca să mă pun pe picioare și am eliminat din chestii, iar călătoritul și amenajatul de casă pe mine mă super relaxează. Asta pentru cine crede că avea copii și ai crește de unul singur, mă rog, voi sunteți doi, e un lucru ușor și frumos și poezie. Mai e și poezie, dar mai e și tragedie pe locuri. Mai e și tragedie pe locuri, da. Ideea este că oricum Daddy muncește și practic ne-am înțeles așa, eu mă ocup de casă, copii, curte și el muncește. Doar că imaginează-ți, adică știi, tu ai trei, ce să mai... Știu, dar voi ați luat la un moment dat și o decizie destul de drastică, aceea de a vă muta din București, de unde în principiu ai destul de multe beneficii, pârghii. Ai și destul de multe pârghii, chiar și ce să faci într-un weekend. Știi că una e să, ok, avem o curte frumoasă, se joacă copii și sună așa frumos, dar de fapt tu îți dai seama că copiii trebuie să joace cu tine. Da, exact. Dacă ești în București, îi duci la un loc de joacă, îi duci într-un parc, mai sunt și alți copii, te mai relaxezi puțin pe băncuță. Adică, de unde viața la țară, în principiu, ar trebui să-ți ușureze viața, se pare că... Într-adevăr, o solicită un pic mai tare pe alocuri, dar să știi că mutarea noastră la sat practic a venit și cu ideea asta de liberi pe alte ulițe. Tocmai de asta am făcut acest proiect cu călătorile, pentru că, de fapt, ne-am dat seama că, la fel cum e satul respectiv, interesant și drăguț, mai sunt și altele, poate chiar mai frumoase. Și noi suntem cumva pe principiul ăsta, hai să nu mergem în locurile extrem de populare și foarte scumpe, trebuie să recunoaștem chestia asta. Normal. Când putem să descoperim locuri foarte frumoase, cum ar fi această comună, dar unde practic costurile sunt și mai mici, vezi și chestii pe care nu le-a văzut altă lume, știi? Și îți dai seama că uneori chiar găsești locuri unice în Europa, cum spuneam mai devreme. Vă place să călătoriți doar voi patru sau mergeți și însoțiți de alți prieteni, să spunem? Vă plac găștile? Am făcut și varianta cu găști, chiar am mers în Sri Lanka cu o gașcă de prieteni foarte, foarte dragă nouă și a fost minunat. Eram doar cu Ingrid pe vremea aceea și a fost foarte tare că, într-adevăr, toți prietenii se ocupau și de Ingrid și contează foarte mult când mai ai niște mânuțe în plus, mânuțe adulte. Nu mânuțe micuțe. Deci ne place și varianta cu cineva și varianta în patru. Dar acum în țară, ca să nu vă complicați, mergeți voi patru, nu? Da, mergem noi patru pentru că noi promovăm foarte mult și educația prin călătorie.
călătorii. Tot timpul vorbim despre chestia asta. Și faptul că am călătorit cu Ingrid prima dată de la 3 luni peste tot, i-a deschis foarte mult mintea, viziunea, este corect, foarte deschisă cu oamenii. De fiecare dată când a venit și erau oameni străini, n-a avut nicio problemă să socializeze, știi? Da, da, și atunci, da, dincolo de școală, evident că încurajăm și mersul la școală, putem să călătorim și ne conectăm cu copiii noștri, în primul corect rând. Nu-i mai lăsăm în fața tabletelor, că corect, de fapt de asta căutăm tot timpul locuri în care variante să fie și tot timpul de, tot felul de activități, știi, pe care le poți face cu copiii. Și apoi eu cred că în final relația noastră este cea care are de câștigat. Absolut. A tuturor, că de asta, da, și pentru cei care vor să găsească alternative la, nu știu, Băpuiana, Brașov și așa mai departe, Costeștiul este o variantă și de ce? Este o variantă pentru că în primul rând nu e foarte departe de București, aproximativ 3 ore, pentru că mergem în județul Vâlcea, mai există și Dealul Negru, unde într-adevăr se mișcă lucrurile un pic mai greu, da, dar tu probabil că știi mai bine, dar faptul că ai ceramica Horezu, ai mănăstirea, ai, este fostă stațiune balneară înainte, oamenii se duceau și se tratau acolo, soldații care mergeau în războaie la fel se tratau. Ei, avem și cel mai mic parc natural din România, tot acolo, avem Cheile Bistriței, adică într-o rază de 30 de kilometri sunt foarte multe lucruri pe care tu poți să le faci și efectiv dacă mergi într-un weekend nu ai timp să te plictisești. Adela, în episodul următor te duci la Șușani. Da, să duci la Șușani, câte atracții sunt. Da. Uite, ce idee bună, chiar atât ai spus despre acest sat încât am văzut chiar și comentarii că spun unele doamne, dar atât ai spus despre acest sat încât aș merge și atât acolo. Atât am spus la începutul relației lui Radu de Șușani, încât el și-a imaginat că atunci când o să ajungem acolo să fie un fel de Las Vegas. Păi Șușangeles. Și-a ajuns și-a fost în Las Fierbinți. Ce-i asta? De fapt a ajuns. Care-i faza? Noroc că este o atmosferă într-adevăr, că suntem mulți, dar altfel e un sat superb. Eu îi spun, Șușangeles și o să mergem acolo și sigur găsim noi ceva de făcut. Așa se numește grupul nostru de familie, Șușangeles. Ai văzut? Hai că o să ne dădăm studioul până una alta, mulțumim. Nu-i problemă, te-ai obișnuit. Ideea este că Dedicul o să ne facă propuneri pentru destinații din România în fiecare săptămână. În fiecare săptămână, da. Ce ne pregătești pentru săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare o să mergem în Toscana, dar nu cea din Italia, o Toscana din România, care e la doar o oră distanță de mers cu mașina de București și sigur să vă placă pentru că am fost cu copiii la cules de vie, foarte nebunie, interesant. Nebunie. Dar până una alta, până săptămâna viitoare, ca să vedeți toată experiența de la Costești, puteți intra pe contul nostru de YouTube, Liberi pe Uliță, fiindcă acolo documentăm pe larg toată așa experiența, așa cum se face bine, ca să aibă oamenii toate detaliile. Super. Și sunt absolut convins că o să vă placă și evident abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare. Vă pupăm, vă pupăm, vă pupăm, pupici, vă pupăm. Mulțumim pentru invitație. Săptămâna viitoare.